De ce în fiecare zi a vieții noastre reușesc eu în această mașină să fac un fel de dormitor? Păi da, pentru că te car cu toate. Păi nu mă car cu toate, da, mă car cu lucruri care trebuie. Lume, că de obicei tu aveai și șervei. Lua-ți-o pe domnișoara prima, că eu am mâncat ciocolată și mi-a rămas pe fustă. Hai, dați încet. 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 A, l-ați văzut cismele, le-am primit cadou. Aleo, dar de ce urli? Suntem la un eveniment mondan. Chiar ești tălbatică? Da, ai dreptate. Sincer. Păi ai zis că să nu-ți fac, mai fac observație, că te prind singură. Bine. Am rechinut. Uite-l și pe Robert. Este un eveniment la care am tot fost invitată în ultimii ani și n-apucam să mă duc niciodată, pentru că ba eram aici, ba eram în altă parte, ba nu știu ce, ba nu știu cum. Și anul ăsta, pentru că am, nu mai știu cum de am nimerit să merg. Ah, știu, l-am trecut în agenda de acum vreo lună jumate, m-am ținut și m-am dus. Iată-mă, deci aici. Asta e cu trade, ne dăm cu el ca, știi ce zic? Da, dar scurge pe fățucă. Ai răbdare, că e spray, pam, pam, pam. Nu-i spray și... Ca și colegii de mine? Da, să fie așa cum o. Asta da, scripii și cu tot de ce le fac. Eu am pus-o să se dea. M-aș fi dat și eu, dar eram cu rochea aia superbă și nouă pe mine și o umpleam de sclipici. Da, sclipiciul e viață. Am o colecție, vrei să te dau și pe tine mâine? Ți-aș pune ție în păruțul tău creț, că nu m-ai scos de acolo. Stai să văd cum îți face. Superb. Să pice puțin și pe rochie. Nu-i nimic. Superb. Da. Da, așa. Eu pe rochia asta n-aș vrea. Să mă sclipice. Să nu știu cum o spălăm. Ba da, spun eu cum o spălăm. Păi scoatem penele? Da, iară are. Păi eu trebuie să o duc și tu la Simona că ți-o pontează, că tu vezi că e pontată din loc în loc. La un moment dat ne-am dus la un stand și zice, hai să-ți arăt ce produs superb am găsit, să te fac un pic pe față. Și era un fixator de machiaj cu care se dă de la o distanță considerabilă. Eu au venit până aici așa și m-au tras în față, tot am rămas de apă și după aia, bineînțeles, mi-a lucit fața mai tare decât îmi lucește de obicei. No, Viorica. Măi, îmi plac mult de tot astea. De unde sunt? Diana. Numele domnului mei. Măi, ce s-a întâmplat cu manierele tale? De două ori pe an, acest retailer are prezentarea colecțiilor de Crăciun sau de Paște. Și este un eveniment foarte mare în care fiecare sub-brand al acestui brand vine și își prezintă noutățile, lansările noi și ce colecții propun pentru Crăciun. Ce faci, pisică? Bine, foarte dar mică. Ce bine arăți. Da? Foarte bine. Revin la topicul. Da, nu contează, stai liniștit. Revin la topicul care îl discutam ultima oară. As a revenge! După strada paralelă. A deschis butic pentru tineret. Deci să te duci să-ți vezi brandurile. Unde a pierdut-o pe mezvenica aia nebună? Unde-i Ticiu? Unde-i mă, Diana? La un moment dat am pierdut-o. La un moment dat am surprins-o cu un pahar ras de suc. Altă dată o găseam ascunsă după un stâlp cu o tavă din aia plină de finger food îndopându-se. Deci am stat cu ochii ca pe butelie. Viorica, e cu mine, mă face de râs peste tot. Peste tot am făcut-o de râs, dar nu mai fac. Cere lucruri la oameni. Cere lucruri la oameni, te-ai cerut? Da. Au. Cere lucruri la oameni. Zice, hai să-ți arăt un primer. Uite, de aici așa m-o dat cu primerul, tot m-o dat pe față. Nu vezi că semnul tot e înălbit acum. Da. Da. Și mă bucur foarte mult că am venit pentru
Următoarele argumente. N-am văzut niciodată sala de marmură de la Casa Presei, așa că mă bucur că am văzut-o. Mi se pare că ce descoper aici, mai ales că eu am acum și nu această pasiune de a mă machia, așa că mi iese de fiecare dată, dar mă chinui mai mult decât mă chinuiam înainte. Îmi place să descoper acum noutățile astea și sunt foarte încântată de faptul că o să fie un moment din ăsta pe care îl așteptăm, în care niște oameni vor cânta la vioară. Știți că eu am terminat la liceu de fete și știu să cânt la vioară, deci mă sensibilizează acest instrument. Nu mai mișca de lângă mine. Nu mai mișca. Nu mai duci. Nu mai furi lucruri. Este aici. Ultima oară când îmi spui acest lucru, pentru că nu se va mai întâmpla și mă aude și toată când țara. Când ai plecat de la evenimentul de la miază, de la 12, unde ne-am întâlnit iarăși cu doamna B, mi-ai promis să nu-ți mai spun că nu vei mai face al doilea eveniment. Al treilea nu se va mai repeta. Vreau să vă la cu ce vei pleca. Apă, unde cât apă, e ok. Apă, unde cât apă. Păi vezi că și ea ludă. Ai ce problema? Că trează să ludă. Trează ludă și cu cine se întâlnește și fac cunoștință? Aaa! Tu iei de lumură de anguța, vreau și eu! Aaa! Tu, Maruse, vreau și eu! Mai, dar eu am trăit toată viața pe principiul din Biblie. Cere și ți se va da. Și noi două... Dar din dar se va da. Exact! Și din noi cauza... două n-am cere nici picat de cucioară, nimic. Păi din cauza ta fuzionăm foarte bine. Dar din dar se face da, rai. Eu vreau mie și mai și cere și ți se va da. Așteptat că o să cânte la vioară sus pe stâlpi, care mi se pare mai wow, și să fie fum așa pe jos, totul foarte misterios. Mi s-a părut foarte frumoasă locația și mi s-a părut foarte inedit concertul ăsta de muzică clasică și fetele erau undeva urcate sus, adică trebuia să te uiți în sus la ele și mi s-a părut foarte interesant că ne întoarcem la povestea asta despre frumos și despre artă, o înveți. Și mi s-a părut interesant ca un eveniment monden să aduci frumosul ăsta, așa, că nu e doar despre creme, parfumuri și trebuie să-ți hrănești și sufletul. Stai că nu știu ce vorbesc așa. Doamna este hairstyle, ai make-up artistul, make-up artistul multor celebrități, a Inei personală și a noastră când mai are vreme. Și de noi restul. Ea este Georgiana, colega noastră de industrie, splendidă, superbă și mamă, nu? Da, mamă. Mai nou, mai nou. Jumate s-au revenit. Mai ai. Nu pune presiune pe tine. Mai ai. Da. Nu te strânge prea mult, că ești mai bine așa cu... Ce? M-am întâlnit cu prieteni, asta știu, dar e un răspuns anos, pentru că nu mai țin minte cu cine m-am întâlnit. M-am întâlnit cu aceiași oameni cu care mă întâlnesc în general la evenimente. Sunt amicii mei de evenimente, ca să spun așa. Mă bucur să-i văd de fiecare dată. Și sunt oameni care îmi sunt dragi. Sunt colaboratori de-ai mei de la agenții. Sunt clienți. Sunt clienți care între timp au devenit apropiați și am așa o afecțiune pentru ei și mă bucur să-i văd de fiecare dată. Și desigur sunt câțiva oameni din online cu care îmi place să mă văd de fiecare dată și în rest la acest eveniment am fost cu Viorica, Ana Maria Diana Ticiu, am dus-o și pe ea
că n-a mai ieșit ea de multișor. Frână! Frână! Pentru că au intrat chiloți moderatori la moderatori la mine și la Kim Kardashian pe stai. Aici avem bărâni. Le-am văzut pe astea. Le-ai văzut? Da. Marketez pe mișto. Adică și produsul e mișto când îți vine. Asta e superbă.